cei familiști. Dracii sunt susținuți în primul rând de conjuncția care va exista la începutul lunii între Marte și Luna, patronul lor. Marte este considerat un malefic, dar nu întotdeauna este belicos și, prin urmare, în rezonanță cu Luna, care este sensibilă și afectuoasă, în cea de-a cincea casă a horoscopului general, acolo unde sunt sentimentele, copiii. Și Mercur, care revine și el la sentimente mai bune în Capricorn, pe casă matrimonială, anunță ce? Pe de o parte, împăcări. Acolo unde v-ați certat cu o persoană dragă, să știți că în februarie puteți să vă luați inima în dinți cu Marte, care nu mai e timid, și să vă împăcați cu cei dragi. Este o perioadă în care și alianțele la fel se sudează mult mai bine decât de obicei. Și trebuie să lucrați în sensul acesta. Nu să așteptați neapărat ca totul să vină din partea cealaltă. Deci nu fiți timizi într-o astfel de lună. Fiți chiar mai nonconformi și mai luptători decât de obicei, pentru că nu veți regreta. Aș spune că punctul sensibil al lunii februarie, în cazul racilor, poate fi constituit de sănătate, dar cei care vor avea grijă de ei, cei care vor fi cu ochii pe persoanele dragi și mai ales nu se vor expune la riscul de accidente. De exemplu, Marte poate să fie un picuț mai agitat și să predispună la tot felul de accidente sau de afecțiuni de sezon, febră, afecțiuni stomatologice pentru cei care, iată, au sau să știu, iată, mai vulnerabili, intervenții chirurgicale, arsuri. Marte cu Luna la debutul de lună întotdeauna ne indică riscul care există în acea lună. Cum Marte se ocupă cu focul, electricitatea în zodia vărsătorului, pe urmă se ocupă cu intervențiile chirurgicale, stomatologice, trebuie să fim noi mai atenți să nu se întâmple nimic rău. Și paza bună, știți cum e, trece, primești diarea. Akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.